Această emisiune vă este oferită de compania Erbașu. Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Arina Delcea, gazda dumneavoastră la Strategie în alb și negru, emisiunea care vă pune mintea la încercare, emisiunea în care ne jucăm și învățăm, în care dezvăluim tainele șahului. Haideți pentru început să vedem ce mai e nou. În Iași, chiar în aceste momente, 83 de jucători din întreaga țară concurează la campionatul național individual pentru seniori și senioare. Totul se petrece sub supravegherea arbitrilor internaționali Sebastian Volcinsche la băieți și Dinu Ioan Nicula la fete. Competiția este organizată de Federația Română de Șah în parteneriat cu Asociația Județeană de Șah Iași. Evenimentul se bucură și de sprijinul municipalității. Primarul Mihai Chirica a luat cuvântul la deschiderea meciurilor. A apărut manualul de șah pentru anul 2 de studiu. Jocul de șah se numește. Cartea este scrisă de Vlad Ungureanu și Vladimir Danilov. I-ați cunoscut aici, la Strategie în alb și negru. Manualul mult așteptat este foarte util celor aproximativ 2500 de profesori de educație fizică ce aleg să predea și șah. Știți, este disciplină opțională în România și ajungem peste 500 de școli. S-a reluat turneul candidaților pentru titlul mondial la șah. Meciurile se desfășoară în Rusia, la Ecaterinburg. Atât cei 8 participanți, cât și membrii echipelor lor au prezentat un test PCR negativ. De asemenea, însă, este permis accesul unui număr limitat de participanți care fie au teste negative de COVID-19, fie sunt vaccinați. Turneul candidaților a fost suspendat în 25 martie anul trecut din cauza situației epidemiologice. Acum a început runda 8-a, iar câștigătorul îl va înfrunta în noiembrie pe campionul mondial la antitră, norvegianul Magnus Carlsen. Mai știți, săptămâna trecută ați primit o provocare, o diagramă de la buna noastră prietenă Delia Duca. Ne-ați trimis prin e-mail soluțiile și vă mulțumesc pentru asta. A venit momentul să aflăm rezolvarea. Bine v-am găsit! Data trecută v-am propus să găsiți cea mai bună continuare a albului în această diagramă, în care s-a ajuns într-o partidă jucată în anul 1972 de marele maestru Florin Gheorgheu împotriva lui Raymond Keane. A reușit să câștige această poziție cu albul marele maestru Florin Gheorgheu după ce a jucat în această poziție damă H4. Felicitări celor care au găsit această mutare! Este chiar mai periculoasă decât pare la prima vedere, pentru că nebunul negrului este atacat și bineînțeles că nu poate să joace din nebun, ar primi mat într-o mutare, cu dama ia la H7, dama fiind apărată de cal. Și nici nebun ia la D5 nu l-ar salva pe negru de mat, pentru că în acest moment albul nu ar captura nebunul, ci ar captura tot în H6 cu aceeași amenințare imparabilă de a mă ia la H7 cu mat. Negrul nu are cum să împiedice mat într-o mutare. De aceea, după mutarea albului din poziția inițială damă H4, de necrezut, dar cea mai bună mutare a negrului ar fi fost turn G8, să își lase pur și simplu nebunul, dar bineînțeles că ar fi pierdut și cu acea mutare, iar orice altă încercare de a salva poziția duce chiar la mat în 4 mutări. Așadar, după damă H4, dacă negrul răspunde cu rege G7, o mutare destul de naturală prin care își apără nebunul, în acest moment albul continuă cu mutarea spectaculoasă cal H5 șah, care s-a și jucat de altfel în partidă. După această mutare, din nou, negrul are de ales între 3 maturi, dar nu are nicio scăpare, pentru că dacă ar încerca să captureze, ar urma damă F6. Dama este apărată de cal, regele nu poate să joace decât în G8, unde primește mat cu calul în E7.
Poate să încerce să nu captureze acel cal, dar la fel va primi mat. Și anume, dacă încearcă după dama H4 și rege G7, dacă ar fi încercat să joace rege H8, era chiar mai slabă, urma același lucru. Dama F6, iar la rege G8, mat cu calul. Iar după cal H5, la cea mai bună continuare a negrului, rege G8, cea care lungește cel mai mult poziția, și în această partidă s-a putut câștiga pentru că a urmat direct cal E7 șah. Și chiar dacă la rege H8 și dama F6, negrul mai poate să se apere o mutare cu acel nebun, nu îl ajută pentru că în această variantă calul a rămas în H5 dacă nu a fost capturat cu pionul și urmează dama ia la G7 cu mat. Aceasta a fost partida jucată de Florin Gheorghiu în anul 1972. Așadar, cea mai bună mutare, dama H4. Vă aștept și data viitoare cu o altă rezolvare la fel de interesantă. Azi, la Șahul de Poveste, vorbim despre un geniu creat de părinți, Judith Polgar. S-a născut în 1976 în Budapesta. Tatăl ei credea că sămânța genialității există în fiecare copil, dar va deveni cu adevărat un geniu dacă educația începe pe la 3 ani și dacă pe la 6 ani se dedică deja unui singur domeniu. La fel ca cele două surori ale ei și ele, șahiste foarte bune, Judith Polgar a primit o educație aparte, nu a fost la școală. A studiat acasă, mai cu seamă matematică, limbi străine și firește. Șah, metoda a funcționat, să știți. La 12 ani a câștigat medalia de aur la Jocurile Olimpice și a reprezentat Ungaria, făcând echipă cu surorile ei. Atunci s-a hotărât Judith că va juca doar cu băieți. Și așa a făcut. Mai erau doar două femei care merseseră pe drumul ăsta, dar niciuna nu a ajuns atât de departe precum Judith Polgar. Este dificil de făcut lista cu marile ei realizări. Judith Polgar a devenit mare maestru la doar 15 ani. A doborât recordul lui Bobby Fischer la capitolul ăsta. 8 ediții a fost membra echipei olimpice de șah din Ungaria. Din 1989 până în 2014, când s-a retras din competiții, a fost prima în lista celor mai bune jucătoare de șah din lume. În 2005, o altă performanță nemaivăzută. A ajuns pe locul 8 mondial într-o listă dominată de bărbați. Spassky, Karpov, Kasparov, Anand, Topalov, Fischer. A jucat cu toți și i-a și învins. Ceva special s-a întâmplat la un joc împotriva marelui Kasparov, un meci pe care Judith l-a pierdut. Campionul a făcut o mișcare greșită, iar tânăra a remarcat-o. Kasparov nu a recunoscut eroarea, ba chiar a făcut niște comentarii disprețuitoare la adresa ei și a statutului de femeie. Mai târziu, Judith Polgar și-a luat revanșa. A fost prima femeie care l-a învins pe cel mai mare șahist din lume. Vă spuneam că Judith Polgar a renunțat la competiții în 2014, dar nu s-a retras de tot din lumea șahului și a asumat poziția de antrenor principal al echipei naționale ungare. În plus, prin fundația pe care o conduce, contribuie la folosirea șahului ca principal instrument educațional. Într-o altă ordine de idei, jucătoarea este căsătorită și are 2 copii. Judith Polgar, o femeie care arată că se poate, cu siguranță o veșnică sursă de inspirație pentru tinerele îndrăgostite de șah. Doamnelor, domnilor, a venit momentul să o cunoașteți pe invitata mea de astăzi. Este șahistă profesionistă, firește și antrenoare. Participă la competiții de când avea 7-8 ani. Mai târziu, prin studenție, a devenit artist plastic. Evident, arta ei are legătură directă cu șahul. E rusoaică, Maria Iughina, alături de mine la Strategie în alb și negru. Bună ziua, îți mulțumesc că ești aici. Bună ziua! Care ar fi cele mai mari reușite ale tale când vine vorba despre șah? Despre șah nu prea mult, pentru că eu joc șahul când merg la institut, pentru că trebuie și lucrează. Și eu lucrează ca antrenor de șah cu copii, cu copii foarte mici. Lucrezi și acum ca antrenor? Da, dar acum doar prin internet, ok, mai raruț. Și cel mai bun momentul asta eu joc la campionat Rusiei sub 18 ani și eu am luat locul 2 la prima ligă.
Felicitări! Cred că asta. Mulțumesc mult! Te-ai născut și ai crescut în Rusia. Ești în România de cât? Doar de 2-3 ani. Așa se explică și de ce ți-e dificil să te exprimi în limba română, dar felicitări! Pentru că mulți se plâng că este foarte, foarte grea. Mulțumesc. Ai crescut, spuneam, în Rusia. Mulți se uită la Rusia cu invidie, chiar sistemul de acolo a dat campioni pe bandă rulantă. Poți să ne spui ceva din secretele rusești? Noi nu avem secrete, dar la noi toată lumea joc șah. Și bunicul tău, și tata, și mama, și toată lumea. Și cazul ăsta, tu vede șah fiecare zi. Și cred că asta e sistema și ca foarte, nu știu, spune, fashionable joc șah. E la modă. Da, la modă și cred că tot timpul la modă. Și cazul ăsta, noi avem multe jucători și ca o piramidă, mai simplu. Abia în 2019, înțeleg, Maria, s-a decis în Rusia ca șahul să fie disciplină obligatorie în școli. Sunt curioasă, de ce crezi că au luat decizia asta în condițiile în care deja sunt reușite foarte mari în spate și la ce efecte te aștepți? Eu nu știu dacă asta e bine sau nu, dar ca principiu nu pot să fac rău, dar asta, joc șah bine pentru minte și pentru să calculeze și după șah și viața ta și joc șah, asta e bine ca o, nu știu, ca un hobby. Asta e hobby care e bună, dar ca principiu mai, cred că mai bine dacă asta nu e șah, mai bine dacă învață mai mult de artă, pentru că art mai bine pentru minte copilului, pentru că să-ți dai E foarte interesant ce spui. Mai degrabă, din punctul tău de vedere, la școală, da, copiii ar trebui să aibă opțiunea de a alege să studieze mai multe arte decât șah? Cred că da, pentru că arta pentru viziune, pentru minte, dezvoltă mai bine decât șah. Asta e chestie interesantă, doar dacă noi vorbim despre copii. Imediat vom vorbi și despre arta ta, Maria, dar până atunci, pentru că ai ridicat subiectul, tu le-ai avut pe amândouă. Ai jucat șah de mică și ai devenit artist plastic. Ai reușit, practic, în felul ăsta să furi abilității din toate părțile. Te-a ajutat foarte mult în viața ta de zi cu zi? Te-au ajutat ambele? Șah ajută oricum, pentru că eu fiecare mută în viața mea, eu să calculez și asta e chestie bună pentru mine și eu cunosc soțul meu la turneu de șah și arta asta e ceva pentru suflet. Tot e bine ca muzica. Fac mai fericire în viață. Deci poate una este pentru minte, cealaltă pentru suflet. Pentru suflet, foarte da. Foarte frumos, exact. Ai spus. Exact. Dacă ar fi, Maria, să dai un sfat unei copile. Pentru copii trebuie citesc foarte mulți cărți pentru șah și don't give up niciodată. Asta este sfatul tău în mod special pentru fetițe, nu? Pentru fetele care poate sunt atrase să intre în lumea asta. Și băiat. Și băieți. Și băieți, oricum. Apropo de asta, fete, băieți. Se joacă șah fete cu fete, băieți cu băieți. Cel mai des. Sunt și competiții mixte, dar înțeleg că mai puține. Și nu la nivel competițional înalt. Ce părere ai despre asta? Segregarea asta este bună sau mai degrabă le-ar discrimina pe fete? Eu, ca fete, cred că asta e chestie bună, pentru că eu, ca fete, pot să joc și la turneul de băiat. Și... dar băieții nu pot juca și la turneul de fete, da? Și pentru femeie, care e diferența? Dacă eu vreau, eu merg și joc cu băieți și nicio problemă. Deci, pentru o femeie este ok. Hai să vorbim și despre arta ta. Niște picturi extraordinare. Imediat ne vor ajuta colegii mei să le pun aici pe plasma dintre noi. Chiar m-au impresionat. Ești inspirată clar din șah.
Da, mie place joc șah și mie place mai mult joc șah cu bărbați. Asta ceva, nu doar șah, asta ceva chestie și puțin sexuală și puțin foarte interesantă și foarte bine când tu a bătut pe bărbați care nu pot să gândesc, asta blondă, pot să joc șah. Wow! Da, și blondele joacă șah. Da, și da, le iese. Și asta chestie foarte interesantă și joc cu bărbați și asta... Asta e ceva mai interesant și mai, nu știu. Am văzut, Maria, și picturi în care erau dansatori. Da. Îți mărturisesc că eu sunt mai apropiată de domeniul ăsta, de-aia mi-a atras atenția în mod special. Sigur că prin spate era un fundal tot cu piese de șah, o tablă de șah, dar în prim plan erau dansatori. Mie foarte place dansează și mie foarte place și balet și tango. Asta cred că asta... ce frumos, Marea! Mulțumesc mult! Asta cred că mai vis și merg la lumea dansează. Cred că cazul asta. Cât durează, Maria, să faci un tablou din ăsta extraordinar? Probabil este o întrebare proastă, că depinde de ce vrei să creezi acolo. La asta, la asta care e foarte mare și unde foarte mulți persoane și dacă trebuie fac portret, nu doar prost portret concret, deci oamenii asta. Asta durează foarte mult timp, o lună sau ceva. Dacă asta doar chestie cu inspirație, pot să reușesc și la niște ore, dar asta nu foarte des. Înțeleg că mai antrenezi acum, dar cel mai mult ești artist, nu? Așa te simți. Da, da. Acum, da, și acum, scuze, nu avem turneu de șah, pentru că la cazul COVID-ului noi nu merg la turneu și acum eu doar pictor. Unde sunt expuse picturile tale? Ai expoziții? Eu avea expoziție, două expoziții în București și... trei. Trei ore și când noi mergem la turneu de șah, eu ca principiu merg cu pictură, cu tablouri mele și la timp când durează turneu, noi facem și expoziție mică. Ce frumos! Trăiești în România de câțiva ani, după ce te-ai cunoscut soțul, care este mare maestru și este român. Cum te simți aici? Mai cald. Mai cald. Pentru că la Petersburg timpul foarte neplăcut și... Și mai... oamenii cum sunt? Sunt și ei mai cald? Mai relaxat. mai mult relaxat decât la Petersburg și la Moscova. Mai relaxat, da, mai cald și mie place peste tot trandafiri. Ce frumos chestie când începe floresc trandafiri. Eu am plantat la ultima vară, cred că 60 sau 70 trandafiri. Și au ieșit? Acum noi cumpăr un micuț puiuț câine, Maho, ciobănesc miarițe, care a mâncat toți trandafiri. Chiar mă gândeam că poate trandafirii te inspiră atunci când pictezi, dar cu siguranță și secvența asta, câinele care îi mănâncă, poate fi o sursă de inspirație. Te-aș mai întreba, Maria, îndrăznesc dacă îmi dai voie, cum este viața obișnuită a unui cuplu șahist? Noi avem viață destul de relaxată, noi trezesc când vrem, dar lucrează într-o toată ziua. Toată ziua noi lucrez, dar noi mergem și la grădina noastră, la câinele noastre, la pisicii noastre. Și asta e frumos, foarte frumos cu soțul meu, cu foarte mulți animalele pe lângă noi și trandafiri și alte plante. Viță de vie! Maria Iughina, îți mulțumesc, dar rămâi, te rog, alături de mine, mai avem treabă. Doamnelor, domnilor, urmează cugetarea regelui acum. La șah, lucrul bun este că, de cele mai multe ori, cele mai bune mișcări sunt și cele mai frumoase. Frumusețea logicii.
Și acum provocarea pentru avansați. Da, aici albă mute și fac remiză. Nu ne spune mai mult. Maria, îți mulțumesc că ne-ai împărtășit din strategiile tale în alb și negru. Mulțumesc mult! Doamnelor, domnilor, aveți câteva zile la dispoziție să vă gândiți la diagrama de azi. Vă invit să ne trimiteți rezolvarea prin e-mail la adresa shaharondrealitatea.net. Delia Duca analizează cu mare atenție fiecare mesaj și, așa cum ne-a obișnuit, ne explică totul. Strategie în alb și negru a ajuns așadar la final. Ne vedem săptămâna viitoare. Până atunci, puneți-vă mintea la încercare! Emisiune oferită de compania Erbașul.